Activitate intensă în anul 2018 pentru ofițerii Serviciului Anticorupție OLT. Pe lângă numeroasele campanii de prevenire și combatere a corupției cu diferite cadre ale MAI, polițiștii au soluționat și mai multe dosare penale. Astfel, au fost făcute cercetări în 36 de dosare în baza a 38 de ordonanțe de delegare emise de procurori. Două denunțuri au fost făcute în timpul unor audiențe la șeful serviciului DGA OLT. În cursul anului 2018, ofițerii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție OLT au desfășurat activități specifice și au primit în audiență un număr de 10 persoane. În cadrul acestor audiențe au fost formulate de către aceste persoane două denunțuri și au fost înregistrate un număr de 18 petiții, iar alte trei sesizări au fost primite prin sistemul call center. Au fost și persoane care și-au recunoscut vinovăția, iar 9 inculpați au fost trimiși în judecată. Ofițerii au reușit în baza ordonanțelor de delegare emise de către unitățile de parchet să definitiveze cercetările și, ca urmare a probatoriului administrat, au fost realizate de către procurori 6 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere. De asemenea, mai mulți polițiști au reclamat că cetățenii au vrut să le ofere bani în diferite situații. Mituitorii s-au ales cu dosar penal. Au fost primite 4 denunțuri din partea unor ofițeri sau agenți de poliție, iar în baza acestor denunțuri au fost desfășurate activități specifice cu privire la comiterea unor infracțiuni de dare de mită. Activitățile pentru prevenirea și combaterea corupției vor continua și anul acesta în județul OLT. Ofițerii specialiști spun că numărul sesizărilor telefonice a crescut în ultima perioadă. Orice faptă de corupție poate fi sesizată la numărul de telefon 0800 806 806.